și mic, bună! Vezi ce frumos! Ce mai! Cu cine seamănă, Cristina? Cu Iubi! Asta zici tu, Iubi cu cine seamănă? E lady! Baby! Cu Iubi! Cu Iubi! Luați un loc, vă rog, pe canapea! Bună, bună seara, te pup, bună, te pup. Bună, bună, mă bună! Mă bucur să te revăd! Vai, da, ce mititel, ești drăguțel! Acum vrem informații de alea, Cristina! Ce greutate a avut la naștere? 3,350. Bravo, nota bănuiesc că 10. 12. A urlat așa ca tati. Da, a deci făcut m-a și... speriat foarte tare. Tati nu tare urlă, tati cântă frumos. A făcut fonfleuri de-alea. A care rezonanță, asta e altceva. A, bravo, felicitări. Așa, ce ne mai poți spune? Cum a decurs nașterea? Foarte bine. Mulțumită domnului doctor, chiar foarte bine. Am avut o echipă de medici. Dar cum ai născut? Ai născut natural? Cezariană. De ce? Aveai indicație medicală? Da. Sau da. Așa și-a dorit Iubi, ca să zic așa? Nu. Aveai indicație medicală? Nu, facem ce vrem noi. Așa este. Ce spune medicul. Vreau să-mi confirme. Asta e la lavalieră, Nicolae. Ia uite-l, măi. Îl ține. Dar văd că te descurci foarte bine, Nicolae. Dacă e al 11-lea, adică asta ar fi culmea să nu știe să țină un copil în braț. Știi care e faza? Că acum nu e obligatoriu să-i fi ținut pe toți. Bănuiesc că a avut și el... Cam câți dintre copiii tăi au fost îngrijiți așa îndeaproape și de tine? Așa, printre picături, chiar i-am ținut pe toți și chiar... Atât cât mi-a permis timpul, dacă ar fi să regret ceva, asta mi-aș regreta, că n-am avut destul timp să stau cu copiii mei. Dar atât cât mi s-a permis timpul, chiar i-am purtat în brațe și chiar atât cât s-a putut, chiar mi-am petrecut foarte mult timp cu copiii mei, de altfel și la ora actuală. Și la ora actuală, îi vezi pe toți, te întâlnești cu toți. Mare bucurie pentru mine. Mare bucurie. Chiar dacă viața este așa, na, una mai caldă, una mai rece. Vreți să oprim aerul condiționat? Ar fi perfect. Te rog, George, oprește tu aerul, că uite, e bebelușul ăsta care se uită la taicăsul. Doamne, uite ce ochi are, Mara. Uite aici, vezi? Uite. Eu să știi că bebelușii nu sunt toți frumoși la naștere. E un copil extrem de reușit. Spunea Cristina că, zice, mă, când l-am văzut, cum ai zis, m-am speriat, că e urât, că nu e, e chiar un bebeluș extraordinar de frumos. Nu, ziceam că e urât, dar zic, așa de umflat, așa de... E bine, foarte frumos, un copil frumos. Bine, zici că nu e al tău, Nicolae. E atât de frumos, parcă nu e al tău, nu știu cum să zic. N-are cum. N-are cum, că ne-am gândit noi. Eu fac doar copii frumoși. Da, știi, asta e dreptate, să știi. Asta e defectul meu. Citești tabloidele? Nu prea. Nu prea, păi să spun eu ce au scris. Au scris că... Am auzit. Ți-au făcut un calcul, Cristina, și că ai fi rămas însărcinată când el era puțin plecat în turneu. Nu există așa ceva. Despre ce vorbim? Eu zic ce scrie presa, acum îl întreb pe regele. Presa poate scrie cum e vorba la noi la Petroșani. Nu există. Cum e vorba? Noi, eu mă trag dintr-o zonă de munte unde avem mărlanii noștri, deci... Aha. În alte părți sunt ciobani, știu eu, mocani, la noi sunt mărlani. Aha. Care îi pupăm, stai noștri, băștinașii noștri, și am să spune, a, păi ce, nu, grada mea e tot al meu, știi? Păi tu ai îndoiel că ar putea fi al tău? Păi ia uite-te la mine și la el. Na. Cum să aibă îndoieli? Tu nu vezi că e copia lui Fidel? Dar deloc nu mi se pare că seamănă. Mie mi se pare că seamănă cu tine foarte mult. Și am zis și pare că seamănă foarte mult cu tine. Sunt singurele care spuneți asta. În rest, toată lumea mi-a zis uite că cu pe bune, poate ți-ați așa de complezență, Nicolae. Și când l-am născut, am întrebat medicul, asistentele și au zis nu seamănă deloc cu tine. Nicolae, tu ai mai făcut un test de paternitate chiar în acest platou, nu? S-a produs discuția. Dacă va fi cazul ca să... Îl putem face oricând dacă test. Dacă va fi cazul și știu eu presiuni dar nu și... cred că e cazul. Nu este, din nu este cazul. Din punctul meu de vedere nu este cazul. Oricum, dar... fiind căsătoriți cu acte, automat copilul intră pe numele tău. Dar ce vreau să spui? Lui, deci dar dacă va fi problemă. Cazul și dacă într-adevăr presiunile sunt sau știu eu să liniștim lumea. Pentru că, într-adevăr, au fost asupra noastră niște controverse. Au fost, nu? Dar de ce crezi? Crezi că e lumea rea sau au avut motive? Eu sunt un om foarte sincer. Extraordinar de sincer. Și cu asta poate am pierdut de multe ori. Și mie întotdeauna așa cum e proverbul, ce mi-e ușă, mi-e și în gușă. Totdeauna am spus realitatea. N-am nicio îndoială la ora actuală, dar dacă va fi cazul și dacă știu eu cineva îi se pare ceva suspect, cu toate că nu trebuie să mă justific în fața nimănui. Absolut. Sau să dau dacă ți se pare suspect, dacă toate vorbele astea care au ieșit te afectează cu un fel. Într-adevăr că, așa cum am spus, asupra noastră au plutit multe controverse și chiar au fost și de partea mea și de partea ei.
Mă rog. Vezi? De la mine. Uite regele, vezi ce face regele? De la mine. E foarte. Confirmă. Doamne, ce mititel e. Așa, deci intenționezi dacă... Cine ar trebui să-și ceară chestia asta ca tu să faci testul? Conștiința lui, cred. Publicul mai mult că conștiința lui. Conștiința mea sunt foarte... Ești împăcat. Foarte hotărât. Și sunt foarte împăcat, nu 100%, 1000 la 1000 că copilul este al meu. Pentru că în perioada respectivă cât a rămas însărcinată, chiar n-am mai avut nicio altercație. Ah, una... Voi având în timp, de cât timp sunteți împreună? 4 ani aproape. Pe bune? Wow, ce trece. Au trecut repede. Da, da, cu niște certuri de-astea. De ce fel de guță când se ceartă, nu se ceartă așa, știi... 5 minute, mă duc în baie, mă liniștesc. El e cu... Da, nu, când intră dracii în mine, când intră satana în mine, când intră satana în el, e nasol. Mie mi s-a părut că în cazul lui Guță, fiind un telespectator al emisiunilor tabloid, am văzut în ani acele scandaluri monstruoase, dar mi s-a părut că mai mult femeile din viața ta au fost cele care au împins la maximum scandalul. E și cazul Cristinei? Nu, nu e adevărat. Niciodată eu nu am spus nimic greu de el. Am o altă părere. Nu am apărut să vorbesc urât de el niciodată. Și când am fost despărțiți am apărut, dar nimic n-am spus rău de el. Pentru că știam că o să fim din nou împreună și... Și dacă nu mai eram împreună, n-aveam cum să vorbesc de rău. Cumva... Persoana cu care am stat și am trăit atâta timp. Te gândeai cumva, domne, dacă vorbesc urât de el acum, o să mă împac și o să mă reproșeze că uite ce am zis, ce ai zis. Nu mă gândeam la asta, mă gândeam că din moment ce eu am ales să stau cu cineva și a fost bine în perioada respectivă, după aia să încep să vorbesc urât omul pe care îl iubesc și l-am iubit și am petrecut zile, nopți din viața. Cristina, dar nu te gândești dat fiind trecutul lui. Câte neveste ai avut, Nicolae? Că nu, eu nu... Neveste nu, legale, poate... Una. Nu, eu vorbesc femei cu care păi am făcut copii. Neveste, neveste nu, dar eu îl întreb pe el. Muieri cu care... A, nu, așa am avut să zic, eu, că n-ai stat numai o seară, să zic, vorbim de la 3 luni în din plus, punctul așa. Meu de vedere, iubite, doar poftim. Una singură a avut înaintea mea. Pe el. Prima lui soție, în rest. Eu îl întreb pe el. Restul sunt așa, trecătoare sau greșeli. Dacă spune, și dacă aș vrea să spun că nu... Nu mai ții minte. Una la mână. Doi. Ce le faci, nu, că eu asta vreau. Lasă că ce le face. E clar că le face, le împuiază. Dar întrebarea mea e, domne bun, te îndrăgostești de Guță, Cristino. Dar nu te gândești, mamă, din trecutul lui, a fost cu aia, a fost cu aia, n-a rămas cu niciuna, dacă pățesc la fel. Înainte să ne vedem, am vorbit un an. Nu ți-a fost niciodată frică? Păi mi-a fost frică, de asta am și vorbit un an jumătate înainte să ne vedem noi doi. Dar din fostele te caută cineva? Din, să mă caute nu pe mine? Opri. Da. Hai, oprește cine aerul, te rog, George. Dacă nu mă caută opri... cineva, după aia caută poliția, știi? Și mai bine preferă la nu... telefon, vreun mesaj a fost? Nu, niciodată nu. Da, Nicolae, tu ai primit mesaje controversate? Adică? De la fostele... Domnule, ăla e tricou copilului, că nu e tricou copilului. E tricou de tati. Știi ce se întâmplă? Eu consider așa, că acum nu sunt eu în stare să generalizez cazul meu sau știu eu să trasez directive sau să spun eu cum ar trebui să fie o relație sau mă rog să mă dau acum să mă bat cu pumnul în piept ca Tarzan că vezi, Doamne, mie merge bine, da. Sunt foarte ok la ora actuală, din punct de vedere sufletesc. Ne merge bine, copilașul e ok, adică... E sănătos. Încă o dată, vreau să spun că acest copilaș n-a venit... Întâmplător sau din greșeală. Accidental, nu? Știi cum, bă, lasă dacă totuși s-a născut sau dar a rămas... Dar ce, a venit vreunul din copiii tăi accidental? Da, pot să spun că da. Acum, cel cu Beyoncé a venit, a fost dorit sau accidental? Ascultă-mă, n-aș putea să personalizez niciun caz din viața mea, pentru că a supărat copiii mei. Am fost și la urmă urmei. Sunt ai mei, îl iubesc pe toți, așa cum îl iubesc pe el, că este cel mai mic, așa îl iubesc și pe, știu eu, și pe cea mai mare, că e Nicoleta, și pe Marian, și pe Raluca, și pe Cosmin, și nici mai știu, și pe Anai, și pe Alberto. Da, apropo de Edan, s-a născut acum 10 zile. Ai fost la naștere? N-am fost pentru că dacă eu eram prezent, ar fi trebuit să renunț la evenimentele pe care le-am avut și atunci
pur și simplu mi-aș fi făcut mare, mare stres. Oricum nu a venit când era mare programat. Belea mi-aș fi făcut. Și așa mare că, belea. Normal. Așa, dar că... nu era totuși un eveniment atât de important care merita... Ba da, dar el nu a venit când era programat la operație. El a venit mult mai devreme. Adică, trebuia să fie... Devreme. În ce zi trebuia să nască? Joi și s-a născut marți. Dimineață, la ora 5. Și tu aveai eveniment luni spre marți? Da. Acum sunt de luni până duminică, știi? Pe bune? Da. Apropo, putem să-i mulțumim domnului doctor? Atenție la lavalieră. Da, da. Nu. Pune, pune pe tricou lavaliera. Pune tu lavalieră. E pe... Vino Cornel, vino Cornel. Nu vorbesc aici la microfon, că toată viața okay. Nu a la microfon. Vine, vine Cornel să te ajute. Da, ți-ai pus coș pe tricou, eu acum văd. Păi avea brand. Omul e cu brand și atunci a trebuit ajutat. Acum filmele astea care... Da. Înțeleg ce vreau să spun. Da, mulțumim Cornel. Așa. Uite-l pe Cornel ce operativ eu. Rapid. Deci, ai avut cântare. Și scute cu tot de firmă și astea. Câte, câte cântări ai avut în seara aia? Păi, n-a fost vorba doar de o cântare. Eram chiar prin Spania și... Era în Spania când s-a născut băiețelul. Și aveam multe evenimente și nu puteam să renunțăm la evenimente pentru că... Oricum nici n-aveai... Datorită evenimentelor și datorită oamenilor și cei care ne îndrăgesc, ne-a dat Dumnezeu sănătate și putere și am putut să ținem copilași și să avem grijă. Dar câți copii vrei să mai faci? Deci ai 11. Cât dă Dumnezeu? Trebuie bancă de rezerve. Bine zis. Ai spus, Cristina, că n-ar fi știut. Adică n-ar fi știut pentru că... Ba da, dar el a venit când nu era programat, asta spun. Păi și nu l-ai sunat să-i spui, omule, gata. Ea normal trebuia să... Era la concert, n-avea cum. De... N-avea cum să renunțe. Programase domnul doctor pentru joi și durerile au luat-o... Luni, seara. Luni sau... Și tu când ai aflat că s-a născut și când l-ai văzut pe băiețel? După aproape o săptămână. Serios? Ei, a aflat imediat că s-a... De aflat am aflat în seara respectivă. Dar ce puteam să fac? Să renunț la eveniment? Nu puteam. N-aveai cum, pentru că noi știm că evenimentele cu puță sunt programate de... Păi am așa un deja avut și nu, n-aș vrea să am. Hai zi, la ce te referi, Mara? Nu zic, că e, mă rog, proaspăt. Dezvoltă. Ce să te-am mai văzut în situația asta acum 3 ani? Dar acum e mai cărunt, acum e mai... Nu e, acum e mai slab, e mai fit. Acum 3 ani nu erai așa fit. Adică slab, măi, ai mai slăbit, ai mai cărăz, n-ai văzut ce ți-a zis doamna Pahol, ce frumos sunteți, domnul Guță, da, și tânăr. Da, ce tânărești, moșule, ce tânărești. Da. Adevărul că toată viața am fost tânăr și voi fi tânăr. Un om când vrea să fie tânăr, indiferent de vârstă, tot tânăr. Măi, eu ți-am mai zis, eu cred că te ține tânăr așa, dragostea asta. Normal. Că tu te îndrăgostești. Eu, la rândul meu, sunt făcut din dragoste. Da, probabil. Da. Voi v-ați tot certat în timpul ăsta, în anii ăștia, că nouă ne-ai spus în interviu că ați avut multe urcușuri, coborâșuri. Păi, da, ar trebui să mint. Cam câte certuri de-astea? Ne-am despărțit de cel puțin vreo 10 ori. Da. Care erau motivele? Dar nu numai noi, cred că toată lumea se despărțit. Știi ce se întâmplă? Fiecare și-a susținut punctul lui de vedere, fiecare ține la personalitatea lui. Măi, Cristina, te-a înșelat? Că da, astea-s motivele. El asta face. Eu n-am simțit și dacă a făcut o... Nu, dacă vă certați, se ducea pe la cântări cu... Nu știu. Cu... N-am de unde să știu. N-am aflat, nu știu. Dar e gelat. Bă, adevărat. Spune-o cu stau lucrurile. Atât timp cât noi am fost împreună, da. Când au mai fost certuri minore, n-a călcat niciunul strâmb, pentru că mai tu când ne-am despărțit și când am pus punct, bă... Te-ai logodit. Fă ce vrei tu cu viața ta și la fel. Fiecare s-a ales praful. La tine s-a ales praful, dar la tine, Cristina, și tu ai fost cu altcineva când te-ai despărțit de Guță? Nu, mai contează. Ce mai contează acum? Important e că suntem împreună, e soțul meu, avem un copil minunat și... Cristina spunea că e foarte geloasă. Nuntă în biserică, asta era, toate gagicile vroiau nuntă cu nunie în biserică. Paci? Deci aia era supremă, mi-amintesc, nu mai știu, ori la Narcisa, ori la Beyoncé. Cununia la biserică era... Nu face, no. De ce? Zi, de ce? Ce a zis? Stai că n-am înțeles. Cununie în biserică, cununie, adică în biserică. Părintele. O să facem băgăm, noi doi. Băgăm, faceți, da? Băgăm, da. Normal. Acum odată cu botezul la... o să facem. Poftim? Odată cu botezul la Edu. Băi, înseamnă că s-a schimbat Guță. Vezi că până acum, deci o dădea cotită. Facem la anul, că nu suntem pregătiți. Așa le zicea la toată. Acum văd că e pe... Când faceți botezul? Dacă ajută Dumnezeu și suntem sănătoși și va fi bine, preconizăm așa spre anul care vine. La anul, exact. E așa târziu?
Păi dacă să terminăm căsuța... Luni. Trebuie să terminăm și noi. Păi n-ai tu unde sta Guță, care ai 449 de case. Da, dar nu are Eden. Asta e problema. Fiecare... Apropo de moștenire, am înțeles, eu așa am auzit, nu știu că e adevărat, te întreb, că fiecare doamnă, domnișoară, soție sau nesoție, care îi face un moștenitor lui Guță, primește un cont gras, o casă și, mă rog, mașini, chestii, e adevărat? Cu conturile... Ai auzit? Dacă nu primești dragoste, ai auzit ce nu trebuie. Cu conturile, că tu...